Aș dori să mai abordăm un subiect care pe noi ne interesează foarte mult, mai ales că dumneavoastră ați făcut și niște dezvăluiri pe acest subiect. Este vorba despre candidatul AUR la președinția României. Asta legat de faptul că știm că este persoana non grata atât în Republica Moldova cât și în Ucraina. Ne puteți spune care sunt motivele pentru care nu mai este bine văzut, nu mai este binevenit în Republica Moldova, ținând cont că el era un obișnuit al Chișinăului. El venea foarte des împreună cu alți politicieni și susținea această agendă unionistă. De fapt, agenda lui George Simion nu era unionismul, dar discreditarea unionismului și a unioniștilor. Și dacă eu aș analiza comportamentul, cum ar trebui, de fapt, să acționeze un agent rusesc în Republica Moldova, este exact ceea ce a făcut George Simion în Republica Moldova. George Simion a discreditat unioniștii și unionismul în Republica Moldova, încât s-a ajuns ca astăzi unii din Republica Moldova să spună, domnilor, unirea, dar fără unioniști. Deci George Simion ce-a făcut în Republica Moldova? El a adunat grupuri de tineri, inclusiv și eu l-am sprijinit pe George Simion, l-am ajutat, l-am și finanțat în anumite situații. George Simion s-a dedat la multe provocări. Blocarea circulației, bătaie cu polițiștii, crearea de situații tensionate, a încercat să discrediteze guvernarea. Iar atunci când vorbești despre idei unioniste, de fapt el lucrul ăsta l-a făcut și în România atunci când s-a bătut cu jandarmii și multe alte chestii, atunci când vrei să convingi un cetățean al Republicii Moldova despre necesitatea reunirii cu România, nu mergi să-i blochezi circulația în centrul orașului Chișinău și nu organizezi bătăi cu poliția, provocări de felul ăsta. Unioniștii gândesc altfel. Unioniștii, părerea mea este că sunt cei mai inteligenți dintr-o societate, fiindcă ei sunt primii care au înțeles că Republica Moldova, fiind un stat asistat social, Republica Moldova nu are viitor decât în componența României și asta înseamnă și protecție NATO, asta înseamnă și investiții, asta înseamnă reîntoarcerea acasă a moldovenilor care sunt plecați peste tot în lume, asta înseamnă renașterea acestui teritoriu dintre Prut și Nistru. George Simion a discreditat în felul următor, ca să vă spun ce zic oamenii care la început l-au sprijinit și au zis, domnule, dar ce le oferă el oamenilor ăștia? Cum le explic? El nu a venit cu soluții. El a zis, noi trebuie să luptăm pentru unire. Cu cine lupți pentru unire în Republica Moldova? Când George Simion făcea vreo declarație sau vreo acțiune în Chișinău, imediat presa rusească, Maria Zaharova, toți de acolo spuneau, unioniștii au făcut din nou provocări în centrul Chișinăului și a amenințat că vor omorâ toți rușii, vor alunga toți rușii din Republica Moldova. Asta îi așteaptă pe toți cei care nu sunt români din Republica Moldova. Asta îi așteaptă pe toți, fiindcă uitați-vă ce au făcut unioniștii împreună cu România. Ei destabilizează situația, ei fac provocări, ei fac haos în Republica Moldova și în același timp, după ce a fost deportat, trimis acasă, aflu eu de la directorul SIS că el, de fapt, se știa și în România și se știa și acolo că el colaborează cu serviciile rusești. Deci asta m-a convins pe mine din acțiunile lor, nu din declarațiile unor oficiali, din acțiunile lui George Simion și a oamenilor care i-a dus în jurul lui. Și acum eu am țin legătura cu mulți din ei, spun, domnul Șalaru, ce naiv și ce miopi am fost noi atunci, nu ne-am dat seama că, de fapt, George Simion ne-a folosit pentru a-și face imagine și pentru a ne discredita pe noi aici, în Republica Moldova. Și a dat, la fel cum acest deputat care a zis că vom interzice probabil toamna asta Mitropolia Moldovei, la fel și George Simion a dat apă la moară propagandei rusești. Să discrediteze unionismul și ca rezultat, după
acțiunile lui acolo. Partidele unioniste la ultimele alegeri au fost în alianță vreo 4 sau 5 partide, au luat 0,4%, între care era și Aur Moldova în această alianță. Deci oamenii au crezut în George Zimeu și i-a dus în derizoriu. Și unioniștii inteligenți au votat pentru PAS, pentru Maia Sandu, fiindcă un partid unionist cu 5% nu poate schimba situația în Parlamentul Republicii Moldova, dar o majoritate, un partid mare, pro-european, poate să schimbe situația și s-au schimbat multe. Eu nu vorbesc de cazurile de corupție de care sunt învinuiți, dar astăzi unirea nu va fi un act. Unirea se face de către instituțiile statului zi de zi. S-a construit un gazoduct care ne-a rezolvat problema gazului, se construiesc linii energetice de înaltă tensiune care vor crea alternativă și vom putea cumpăra de piața europeană, se construiesc poduri, se construiesc infrastructura, autostrăzi, la fel, infrastructura. Da. Se leagă cu Republica Moldova. Noi suntem astăzi, practic, legați doar de Uniunea Europeană. Doar 5% din exporturile din Republica Moldova se duc pe piața CSI-ului, piața rusă. Inclusiv și Transnistria exportă în proporție de 70% în piața europeană. Și asta datorită guvernului de la Chișinău, care le-a facilitat, i-a inclus și pe ei în acordul de asociere, le-a creat condiții pentru a exporta. Deși nu plătesc nimic în bugetul Republicii Moldova. Deci de asta George Zimeon, când cei de la Chișinău au înțeles că el promovează ideile rusești, George Zimeon când declara de aici că să nu dăm nimic Moldovei, să nu ajutăm, să oprim orice ajutor acordat Republicii Moldova, fiindcă ei sunt separatiști. Deci George Zimeon a făcut tot ce a putut el ca să câștige partidele prorusești. Fiindcă atunci când este rău în Moldova, câștigă rușii. Nu câștigă pro-europenii. Și de fapt a fost o misiune, a fost în misiune, ca să zic așa. El așa, ca să destabilizeze această mișcare unionistă, ca să o distrugă. Tocmai urlând foarte tare că vrea unirea, de fapt el asta distrugea, unirea. El asta a făcut, asta le-a plăcut rușilor și asta face și în continuare. Când el, direct sau indirect, sprijină Rusia. Când el zice să nu dăm Ucrainei acest sistem Patriot, deși România primește altul loc, că noi dăm atâția bani, nu sunt din banii tăi, România va primi altul la fel, poate și mai nou, mai bun, în loc. Ucraina practic cedează pe o perioadă mai scurtă un sistem Patriot. Și atât, să nu dăm niciun fel de ajutoare, ba cu camioanele ucrainene care au distrus drumurile României, în fiecare țară încearcă să atragă tranzitul prin țara respectivă, prin țara lor, ca să plătească ăștia taxe, viniete, cumpără combustibil în care sunt incluse anumite accize. Fiecare țară vrea să fie o țară de tranzit. Noi spunem că Ucraina nu trebuie să treacă pe teritoriul României. Când a fost interzis importul de cereale din Ucraina, de mai mult produs agricol, ei continuă să spună că nu, că prezintă un pericol pentru noi. Acești oameni miopi nu înțeleg că dacă va cădea Ucraina, următoarea va fi Republica Moldova și România. Și să nu uite ce a cerut în 2021 Rusia de la NATO, să plece din Bulgaria și din România. Deci asta vrea Rusia, România să se reîntoarcă în zona de influență a Rusiei. Și noi avem cozi de topor în România și în Republica Moldova care fac jocul Rusiei, fiindcă Rusia, de la 1991 încoace, de când aceste foste republici unionale și-au proclamat independența, Rusia ne-a tratat pe noi și ne-a privit ca pe niște țări cu suveranitate limitată. Și Rusia a vrut întotdeauna să se reîntoarcă în teritoriile de unde a plecat. Și pentru asta a insistat în 1994 să punem în Constituție articolul cu neutralitatea noastră. Asta a făcut și Ucraina și ucrainenii, tot au fost neutri. Țările Baltice au fost salvate de faptul că au aderat la NATO. Dar încă nu se știe ce se va întâmpla așa acolo. De aceea toată lumea civilizată care gândește normal și care nu zice, nu repetă aberațiile lui George Simeon și a de anii șoșoacă, înțelege că Ucraina trebuie să câștige în acest război. Altfel, soarta noastră este
pecetluită, ca să spun așa. Soarta noastră este sub amenințarea rachetelor rusești. Există un moment destul de delicat, care am înțeles că a fost de fapt o făcătură, un fake news. Este vorba de faptul că George Simion a acuzat autoritățile moldovene că l-au bătut. Noi, mă rog, pe diferite pe că am înțeles că ar fi fost un scenariu, că s-ar fi bătut singur și că atunci ar fi venit în România bătut, așa făcând declarații de presă că autoritățile moldovene l-au bătut. Aveți cumva informații pe această direcție? Bineînțeles. Atunci când George Simion a fost declarat persona non grata, în conformitate cu legile de Republica Moldova, el a fost sunat și invitat la Departamentul pentru Migrațiuni să facă cunoștință cu decizia și avea la dispoziție o săptămână să fac chestia asta și să atace în instanță. Cum am mai făcut în 2014 sau 2015, când el a câștigat în prima instanță și abia a doua instanță l-a expulzat. El nu s-a dus. El a refuzat categoric să meargă. Sfidător, așa, a sfidat autoritățile, fiindcă probabil pentru el era important să fie expulzat din Moldova, să se victimizeze. Și a fost oprit în stradă, reținut de către poliția din Republica Moldova și dus în vama. A trecut vama Republicii Moldova, a fost dus în vama, era cu un șofer, cu mașina lui, în vama română, punctul de trecere la Albița. A fost dat în primire poliției, totul a fost ok, a trecut, povestea persoana care l-a însoțit și zice, după nu știu câți kilometri, a zis, oprește aici, a ieșit, a luat o piatră și a dat în frunte și a provocat niște răni, au curs sânge și a făcut un selfie de acolo, o poză și a zis că m-a bătut poliția moldovenească. După asta, Poliția de Frontieră din România a emis un comunicat în care a infirmat declarația lui George Simion și a spus că atunci când noi l-am preluat, el era perfect în stare de sănătate, nu curgea sânge, nu era lovit, nu era bătut. Am înțeles. Deci e în stilul lui George Simion de a se victimiza, așa cum a făcut cu jandarmii în București. Da, și în București la fel. Și voiam să mai întreb, așa, cu curiozitate jurnalistică, legat de întâlnirile acestea secrete. Până ce au costat? Ce cunoașteți? Mă rog, bineînțeles că este un dosar secret, așa să zice. Așa, dar, am înțeles că dosarul acesta a fost totuși asta livrat către asta guvernul României pentru a avea cunoștință de motivele pentru care a fost declarat persoana non grata. Dar dumneavoastră aveți cunoștință, puteți să ne spuneți? Niciun serviciu secret nu-și publică dosarele și nu-și publică sursele și nu... Da. Deci, indiferent ce se vorbește în spațiu public, nu sunt făcute publice. Iar guvernul României nu are drept să le publice, fiindcă le-a primit copiile informații secrete. Atunci când el a fost detectat, văzut la Cernăuță, George Simion nu era filat. El era un mic, nimeni nu știa nimeni de George Simion. Era urmărit rezidentul FSB-ului, șeful rețelei din Cernăuț. Ăla era urmărit. Și s-a nimerit, s-a întâmplat că a fost filmat George Simion împreună. Da, și după asta s-a interesat. Iar el a fost de mai multe ori, fiindcă George Simion împreună cu preoții care aparțineau de Biserica Rusă din Cernăuț, probabil că au încercat să provoace anumite nemulțumiri în rândul populației românești. Probabil. Nu zic că e așa, dar din ce mi s-a sugerat mie de la Kiev, probabil că asta a vrut să facă și ținând cont de faptul că Ucraina este din 2014 în război cu Rusia, nu a avut nevoie de anumite provocări în regiunea Cernăuță. Nu, și de asta a fost declarată persoana non grata de două ori în Ucraina și probabil că de câte ori va fi nevoie, va fi prelungită decizia
Și ucrainenii, când ei nu argumentează de ce, este prerogativa statului. Atunci când expulzează chiar și un diplomat, Ministerul de Externe nu spune de ce a fost expulzat. Este expulzat și gata. Ei știu de ce au fost expulzați. Da, dar, mă rog, asta este procedura diplomatică la nivelul tuturor țărilor. Da. Sunt expulzați și pur și simplu. Dar, în același timp, aveți cunoștințe că Simion s-a fi întâlnit și Republica Moldova cu asemenea individ din... Mi s-a spus de la SIS că s-a întâlnit cu anumite persoane, nu pot să le dau... Nu le știu numele. El s-a întâlnit... Putea să se întâlnească și în București, deci nu era o problemă că agenții FSB-ului erau peste tot, nu doar la Chișinău și la... Știu, dar mă rog, dar în același timp știm foarte bine că rețeaua FSB-ului este foarte bine conturată Republica Moldova. Da. Sunt și în România, bineînțeles, dar în ultima perioadă știu că autoritățile românești au făcut tot posibil pentru a-i putea să se elimine. Mai ales ținând cont că, din păcate, știți foarte bine că a existat o lucrătură foarte eficientă a serviciilor în România, mai ales în perioada privatizării. Și știm foarte bine ce s-a întâmplat cu privatizările românești. Așa, către societăți cică din Elveția sau de unde așa, deci de fapt erau ruși. Erau controlate. Da, exact. Deci rușii au lăsat urme peste tot în România, începând de la forările de la Pungești, când protestele erau susținute de Rusia și Rașa Tudei avea un post mobil de televiziune la Pungești și transmitea în fiecare zi, fiindcă Gazprom finanța organizațiile de media din Europa, de organizații de mediu, ecologiste de mediu, din Europa, pentru a împiedica forările pentru gazele de șist, fiindcă le făceau concurență Gazpromului. S-a publicat și în Rusia că în anii 2000 cel puțin 3 miliarde de dolari au venit din Rusia pentru organizațiile de protecția mediului europene. Și la fel e o tradiție veche, că și în anii 50, când Rusia a înțeles că nu mai poate face față cu industrializarea, nu mai poate face concurență Europei, a început să financeze organizațiile de mediu și să protesteze împotriva marilor combinate, marilor întreprinderi care chipurile poluează și ca să un pic să-i frâneze, ca să poată rușii să-i ajungă din urmă. Deci la orice organizații din asta mai gălăgioasă, trebuie să vezi de unde vin finanțările și de unde cresc picioarele. Din păcate, știm foarte bine că au cumpărat cam toate fabricile, uzinele din zona metalurgică, ca apoi să le distrugă, să le transforme în fier vechi, tocmai pentru a distruge concurența exact, și ei se pătrundă cât mai ușor asta pe piața românească. Da. Așa a făcut și cu unele rafinării, dar aici nu le-a mers. A fost altă, altă lege și alt control. Da. Exact. Mulțumim foarte mult, domnul ministru, că ați venit la noi. Sper să mai vezi. Sunt niște lucruri foarte interesante. Vrem să continuăm cu investigațiile pe zona Republicii Moldova, pentru că, din păcate, pe piața românească informațiile vin trunchiate. De aceea este bine să luăm sursele totuși de la bază, să vorbim cu oameni care sunt bine informați. Pentru că, exact cum spuneți și dumneavoastră, propaganda rusească funcționează și nu știm foarte bine sursele acestei propagande. Și exact cum a spus și dumneavoastră, la această formă de, mă rog, de suveranitate pe care vă să ne-o imprime sau să ne-o impună anumite forțe politice, de fapt, vedem că în spate sunt rușii, nu sunt interesele noastre. Așa este. Da, mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. La revedere.